În 2012, ouăle s-au scumpit de 3 ori. Prima majorare a prețurilor a avut loc în luna ianuarie, când a fost sistat importul de ouă ieftine din Polonia, iar cantitatea de pe piață a scăzut cu o treime. Astfel, furnizorii români au crescut prețul ouălor cu 10%. În urmă cu o lună a început să scadă și producția găinilor autohtone. În condițiile în care marfa era mai puțină, clienții la fel de mulți, iar costurile pentru încălzirea halelor a crescut, prețul s-a majorat din nou cu 10%. Găinile nu mai ouă, pentru că e foarte frig și cred că la stat cu ștampila aceea, cred că au greșit-o. Cu reglementarea impusă de Uniunea Europeană. Da, da, da. Pentru că în felul ăsta nu prea mai sunt ouă. Deja m-au zis că s-a făcut 7,25 și cred că o să facă 10, un leu adică. Mai mult decât atât, ouăle încep să devină o marfă tot mai prețioasă. Spre exemplu, în piețele severinene, țăranii nu au mai venit de mai bine de o săptămână să vândă ouă de la găini ecologice. Nici în magazinele mari situația nu este roz. În unele hipermarketuri, rafturile în care ar trebui să fie ouă sunt goale de câteva zile. Nu s-au mai făcut livrări, iar acolo unde s-au făcut, ouăle au fost vândute în doar câteva ore. Anul acesta avem o majorare a prețurilor ouălelor cu până la 50%, datorită reglementărilor impuse de Uniunea Europeană, și anume găinile trebuie să fie crescute în condiții speciale, de aceea nici furnizorii nu mai pot livra la timp și din aceste motive și rafturile hipermarketurilor au rămas goale. Veștile proaste nu se opresc aici. Valul de ninsori și munții de zăpadă care au blocat traficul au dublat cheltuielile legate de transport, iar furnizorii vor să mărească din nou prețul ouălor cu 5%.